Pentru vacanța de Paște sunt mai multe variante, dar cele mai preferate de români sunt destinații mai apropiate sau chiar și depărtate, cum ar fi Bulgaria, un sejur mai scurt de 3 nopți cu all-inclusiv, ar veni la 79 de euro de persoană. Sunt alții care preferă totuși să aibă puțină plajă sau mai mare căldură și aleg insula Malta, de exemplu, care este anul acesta cu zbor din Cluj și lumea profită de ofertă. Aici prețurile încep de la 249 de euro de persoană cu 2 mese pe zi și zbor inclus, 7 nopți. Sau sunt cei care preferă totuși să fie căldură-căldură, au ales foarte mulți varianta de Thailanda cu zbor din Budapest, aici sunt 14 nopți, iar prețurile sunt foarte atractive de la 799 de euro pe persoană cu toate taxele incluse.